Hei, salut! Sunt Radu de la Vlog de IT și ți-am pregătit o serie foarte, foarte interesantă de videouri în care mă voi uita și voi analiza website-urile a 4 facultăți de informatică din România, probabil cele mai importante facultăți de acest tip din țară. Voi face această analiză bazându-mă pe 5 criterii foarte simple. Design, loading time, erori și optimizări, accesibilitatea informației și SEO. Dacă ești curios care facultate va câștiga, rămâi până la sfârșitul acestei serii și sper că acest lucru te va ajuta și pe tine să-ți alegi mai ușor facultatea la care vrei să mergi în continuare. Bun, hai să trecem la prima categorie și anume designul website-urilor. Aici mă voi uita la câteva lucruri, la designul general al website-ului, la padding-uri, la partea de responsive, dacă site-ul arată bine pe telefoanele mobile și, bineînțeles, la alte chestii mici legate de design. Aici, la Universitatea de Vest, observ prima chestie, padding-ul de la logo nu prea există, observați, nu există niciun spațiu aici în jurul logo-ului. Pe urmă, ce mai putem observa foarte clar e faptul că există foarte multe culori la font. Avem aici un negru, un albastru, un alt albastru, un roșu, un alt albastru față de celelalte două care există deja. Aici avem un contrast destul de prost în zona de footer și un gri care este deja, cred că, a cincea culoare care apare pe partea de text. Deci foarte, foarte multe culori, asta nu e bine. Hai să vedem pe partea de responsive, o să dau un F12 și o să vedem cum arată pe un telefon mobil. Văd că se adaptează website-ul, nu avem un scroll lateral, deci asta e destul de bine. Bun, hai să vedem următorul website și anume cel de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din păcate, website-ul celor de la Iași nu funcționează deloc. Dacă mergem pe website-ul care este prezentat aici în pagina de contact de pe site-ul facultății, de pe site-ul universității, o să vedem că nu este deschis nimic, nici dacă încercăm să ștergem acele foldere sau, mă rog, căi, observăm că nu merge, nu există site-ul celor de la Facultatea de Informatică, deci din start la cei de la Iași o să le scădem 2 puncte de la toate notele pe care o să le dăm până acum, de acum înainte, și bineînțeles mă voi uita în general peste site-ul universității Alexandru Ioan Cuza, nu peste cel al facultății de info, pentru că nu am la ce. Uitându-mă așa în mare aici, observ un footer foarte, foarte, foarte mare, aici o zonă foarte dubiosă aranjată, fără padding, bineînțeles. În partea de sus văd că lipsesc niște fonturi pe aici și, bineînțeles, lipsește și padding-ul aici la limbile străine. Și dacă mă uit, uitați-vă aici la meniu, avem un scroll în interiorul meniului, chestie foarte, foarte dubioasă pe care o vezi extrem, extrem de rar, eu nu cred că am mai văzut-o până acum vreodată. Bun, hai să mergem mai departe la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea București, care are un intro page, nu o să ne uităm la acesta pentru că nu este practic homepage-ul facultății. Acesta este homepage-ul facultății care arată ca un website făcut în 1999, cred. Culorile sunt destul de, nu știu, basic, albastrul acela basic arată foarte, foarte ciudat, foarte aiure aici. Hai să dăm, să mergem puțin mai jos să vedem ce mai găsim pe aici. Uitați, o adresă de e-mail cu spațiu aici la at, asta te poate induce în eroare dacă nu ești atent. Să vedem ce mai găsim pe aici pe la aceste linkuri. Da, site-ul arată cam la fel peste tot. Cred că folosește și framework, ceea ce e foarte, foarte nașpa și învechit. Ok, și hai să trecem și la ultimul website al Facultății de Info de la Cluj, al Universității UBB, care arată cât de cât modern. Bine, nu arată ca și cum ar trebui să arate un website în 2018-2019, dar observați că nu sunt probleme cu padding-urile pe nicăieri. Culorile nu sunt foarte multe culori, avem negru peste tot, observați aici. Poate e un, nu, cred că e tot negru, mie mi se pare că e un gri spre albastru puțin, dar
cred că e tot negru. Deci avem un text uniform ca și culoare, organizarea peste tot e ok, observați, avem padding peste tot, logo-ul nu e tăiat, nu e nimic ieșit din comun. Hai să vedem și aici partea de responsive. Observăm că website-ul nu este responsive. Hai să vedem și la celelalte website-uri, pentru că am uitat de ele. Nici cel de la București nu e responsive. Și cel de la Iași văd că este responsive. Bun, hai să vedem ce note le dăm. După părerea mea, cel mai ok, deși nu e responsive, ar fi acesta de la Cluj, pentru că arată cel mai bine și are cele mai puține probleme, așa că i-aș da o notă 8. Pe urmă, probabil ar fi website-ul celor de la Iași, unde ziceam că o să scădem 2 puncte și ne uităm pe site-ul universității. Aici le-aș da probabil un 7, deci minus 2 puncte ar fi nota 5 și pe urmă cred că ar fi acest website al celor de la Timișoara, unde ar merge din nou un 7, pentru că e destul de asemănător cu acesta și e și responsive, deci probabil că 7 și cred că acesta de la București ar fi pe ultimul loc și ar primi nota 5 probabil, pentru că se poate folosi, dar la partea de design arată foarte, foarte urât.